Finala grupei 11-18 cu Craiova, cât de dificil va fi acest meci? This game gonna be the final of 19-18. How the important gonna be this game? It's gonna be a very important game. We just beat Volcea and basically qualified for the top two places in the bottom group, and we want to finish first because it means we did something good during the season. Un meci foarte important pentru noi. Noi de-abia doar ce am câștigat cu Vâlcea în deplasare și ne-am calificat în primele două echipe în partea a doua. Dacă câștigăm la Craiova, vom fi pe locul 1 și atunci vom avea un parcurs mult mai ușor. Craiova ne-a învins aici, cum facem să batem și noi acolo? Craiova beat us here on our court. How will you do it to win them? I believe just correct a few things from the game against Volcea. We played good over there against Volcea and we won away, so we can do it also at Craiova. Trebuie doar să corectăm unele lucruri, pentru că în meciul cu Craiova, din punct de vedere ofensiv, am marcat 71 de puncte, parcă nu ce mi-aduc aminte, iar la Volcea am făcut un meci foarte bun, înscriind 100 de puncte. Dacă continuăm parcursul ofensiv care l-am avut, apetit ofensiv care l-am avut la Volcea, cu siguranță vom face tot ce e posibil să câștigăm de acolo. Vă încearcă vreun regret că puteți câștiga această grupă și erați atât de aproape de play-off, adică că n-ați intrat în play-off? You have some regret that we can win this game in Craiova and we are so close to be on the first 10 teams in play-off. Yeah, of course there are some regrets about it. We wish we could play against the top teams in the league, but I think playing against the bottom form from the other side and show that we're better than most, if not all of them, it's also something we need to qualify for. Normal că avem un regret, pentru că am fost atât de aproape să ne calificăm în primele 10, dar faptul că am reușit să câștigăm împotriva echipelor care puteau să fie acolo, pentru noi arată că facem bine ceea ce facem.